Bună dimineața! Și acum începem ziua. Bună dimineața! Mergem în Poda Island. A doua zi în Krabi, a doua insulă pe care o vom vizita. Și am ajuns în Poda. Prima impresie, big like. Apa cristalină, albastră, arată foarte bine. N-am încercat-o încă, vedeți că încă nu ne-am dezbrăcat în costume de baie. Aici este parc național, toate insulele sunt considerate parc național și plătești când ajungi pe ele un fee de 400 de baht de persoană. Asta să ținem cont pe viitor de ele, că nu știam. Foarte, foarte mult în Poda. Chiar îți dă un feeling de vacanță extraordinar. Nisipul este foarte, foarte fin, iar marea îți vezi degetele de la picioare. Acum că am scos bani, avem bani de cheltuit, ce facem? Eu aș vrea să mergem la masaj. Puțină relaxare după cât ne-am obosit zilele astea, atât de excursii pe insule. Doamne, doamne! Bun, deci mergem la masaj. Tu ce fel de masaj o să vrei? Masaj cu ulei sau aromaterapie. Bun, iar eu cred că o să aleg un Thai masaj de ăla de ți rupe oasele. Dar până atunci... Până atunci... Avem un apus în spatele nostru. Este... Vorba noastră. Cam bine. Nu știu cât se vede, dar am început masajul. Păi nu mă cam gâdile. Prea simt, parcă mi-ntind un ulei. Cam da. Cam da și la mine. Și am terminat masajul. Care a fost interesant. Eu mă simt de parcă aș mai avea nevoie de un masaj acum. La final m-a torturat puțin femeia aia. Da, și pe mine m-a plesnit un pic așa. Mi-a dat-o grav. Și mi-a dat niște pocnituri așa în ureche. M-a luat, m-a învârtit, m-a... Și n-a fost Thai masaj, pentru că mi-a zis că Thai masaj este mai hard. La un moment dat, am început eu. Când asta după ce am râs jumătate de oră din masaj, de atât toți râdeam din sală de acolo. De fapt, era în aer liber, în fine. Toți de la masaj râdeam de cum râdea Vali. Bine, pe mine mă bufnea râsul pentru că mă gâdila și na, când mă gâdile râd. Mi-a zis, no pain, no good.